având câte o pericopă evanghelică a fiecărei duminici care ne prezintă cuvinte și minuni săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în viața sa pământească, pentru ca noi să vedem, să auzim și să credem, pentru că, așa ne spun Sfinții Părinți, credința este din auz. Așa s-a rânduit ca pe lângă aceste zile ale Duminicii, care înseamnă Dias Domenica, Ziua Domnului, să prăznuim și Sfinți ai Lui Dumnezeu, Sfinți care nu au fost altceva decât mărturisitori ai Lui Dumnezeu, cei care au adus înaintea altor oameni cuvântul Lui Dumnezeu, cuvântul Sfintei Scripturi. De altfel, și preoții care slujesc până astăzi în Sfânta Biserică nu se laudă pe sine, nu se slăvesc pe sine, nu caută să se afirme pe ei înșiși, ci caută să-L aducă înaintea tuturor pe însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este centrul mântuirii noastre și în jurul căruia fiecare dintre noi trebuie să gravităm. Pentru că dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu ar fi venit să se jertfească pentru mântuirea noastră și pentru răscumpărarea noastră și nu ne-ar fi înfiat pe noi, nici noi nu puteam să intrăm în împărăția cea veșnică a Lui Dumnezeu. Dar dacă Mântuitorul s-a jertfit pentru noi, atunci și credința noastră nu este zadarnică, ci dimpotrivă, ea are un scop și are o linie, o direcție care ne îndrumă pe noi către împărăția cerurilor, căci îngustă este calea care duce la ceruri și largă este și lată cea care duce la pierzare. Iubiți credincioși, am spus aceste cuvinte pentru că fiecare dintre noi, mergând la biserică, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie. Pericopele citite nu sunt altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, care se sădește în inimile noastre, sămânță pe care Dumnezeu o aruncă în pământ ca să rodească, să aducă rod pentru viața cea veșnică. Ieri am auzit o pericopă evanghelică deosebită în care ni se spune nouă că Mântuitorul s-a dus în ținutul gadarenilor și acolo, coborând din corabie, a fost întâmpinat de un om care avea duh necurat și de mult timp nu mai locuia în case, ci prin gropi de morminte. Și acesta, văzându-l, a început să strige: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui preanalt? Ai venit aici înainte de vreme să ne chinuiești. Dar cine era oare cel care striga? Nu era omul, ci era demonul care îl stăpânea. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca că Mântuitorul l-a întrebat: care ți este numele? Și el a zis: legiune, adică mulți demoni sălășluiau în omul acela. Și mai mult decât atât, demonii s-au rugat de Mântuitorul ca să nu-i arunce în adânc, să nu-i trimită în chinul veșnic. Ei știau de chinul veșnic și știau că într-o zi o să fie legați pentru veșnicie și să rămână acolo în chin. Dar s-a rugat să nu fie trimiși acolo. Fiind tată al minciunii, demonul va demonstra faptul că a mințit, pentru că și-a cerut îngăduința de a intra în turma de porci, îngăduință pe care o și primește, arătându-ne nouă Mântuitorul Iisus Hristos că Dumnezeu primește și rugăciunea celui viclean, doar să se întoarcă, însă cel care este prea viclean, rugăciunea îi se transformă lui și în o sândă, că ei au intrat în porci și s-au aruncat de pe mal în apă. Iubiți credincioși, demonii au fost îngeri de lumină. Lucifer se numea conducătorul cetei lor și era cel mai strălucitor dintre toți îngerii creați de Dumnezeu, care
Însă, din mândrie, din dorința de stăpânire, au dorit să fie asemenea lui Dumnezeu. Nu neapărat să-L înlocuiască pe Dumnezeu, ci poate să-L dubleze pe Dumnezeu. Lucru care nu se poate, pentru că făptura nu poate să fie niciodată creator. Și în momentul în care a gândit Lucifer că va pune tronul lui alături de al celui preanalt și va fi asemenea celui preanalt, din înger de lumină s-a transformat în întuneric și a început căderea. Și a căzut el împreună cu toată ceata lui până când arhanghelul Mihail, ni se spune nouă în Scriptură, a luat o cădelniță și a tămâiat înaintea tronului lui Dumnezeu și a zis cuvintele să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Știți dumneavoastră că aceste cuvinte sunt rostite și de preot în cadrul Sfintei Liturghii. Atunci când sunt puse înainte Sfintele Sfinților, adică se aduce Sfânta Împărtășanie spre împărtășirea preoților și apoi a credincioșilor. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. În momentul acela a încetat căderea îngerilor întunericului și s-au format trepte, care ulterior au fost numite de Sfinții Părinți prin descoperire dumnezească vămi ale văzduhului. Și pământul și cerul sunt în stăpânirea lor, a acestor duhuri, pentru că ele au cerut îngăduință de la Dumnezeu și li s-a dat îngăduința aceasta. Mai mult decât atât, văzând că Dumnezeu a creat omul care era menit să ia locul îngerilor căzuți, s-a adresat femeii pe care a ispitit-o mai întâi cu dorința de mărire de șartă, de înțelepciune, zicându-i că Dumnezeu știa că dacă vor mânca din pomul cunoștinței binelui și a răului, vor avea știință și vor fi asemenea lui Dumnezeu. Și femeia s-a gândit că nu e rău să fie cu știință și a luat și a mâncat. Și s-a născut în ea și pofta sau lăcomia, dar atunci s-a deschis și simțurile, așa spune Sfântul Grigore Dialogul. Dar i-a dat și bărbatului, a căzut și acesta, ispitit fiind de Satana. Și de atunci Satana a continuat să ispitească omul care a fost izgonit de Dumnezeu din rai, din împărăția cerurilor, și l-a ispitit mai întâi pe Cain pentru a-l ucide pe Abel, pe fratele său. Și astfel a intrat păcatul uciderii în lume. După aceea, înmulțindu-se oamenii, mulți zic, cum să se mulțească oamenii dacă Adam a avut doar 3 fii? Și încep să facă fel și fel de speculații. Necitind Scriptura, că scrie acolo că Adam și Eva au avut fii și fiice. Și atunci, iată că Dumnezeu a rânduit să se mulțească neamul omenesc, a îngăduit lucrul acesta, dar oamenii din nou s-au abătut și l-a ales Dumnezeu pe Noe și pe fiii săi cu familiile lor ca să salveze din nou omul din robia păcatului. Dar și aceștia mai pe urmă aveau să cadă și Dumnezeu a făgăduit că nu va mai pierde lumea prin apă. Și de-a lungul timpului diavolul a tot cerut lui Dumnezeu să-l ispitească pe om. Ne aducem aminte de istoria lui Iov, când diavolul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și cere îngăduință ca să-l ispitească pe Iov. Apoi a îndrăznit diavolul chiar la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în peștera din Betleem, atunci când magii se îndreptau să aducă daruri, aur, smirnă și tămâie și să se închine împăratului celui născut, a îndrăznit diavolul să intre în casele, în palatele lui Irod, ale regelui, și să-l ispitească pe acesta ca să ucidă
14.000 de prunci pentru a-l ucide și pe pruncul ce s-a născut, pruncul cel dumnezeiesc. Dar Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta. Ceva mai târziu are să se înfățișeze în fața Mântuitorului pe care să-l ispitească, cum odinioară a ispitit-o pe Eva cu mărul, să mănânce din pomul acela, din roadele pomului, așa va încerca să-l ispitească pe Mântuitorul, care după 40 de zile de post, după ce a fost botezat în Iordan de la Ioan, s-a dus în pustia Carantaniei și s-a rugat 40 de zile postind și nemâncând nimic. A venit diavolul la el și i-a zis, dacă ai flămânzit, zi pietrelor să se facă pâine și se vor face, căci ești Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul i-a zis că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu, arătându-ne nouă că cuvântul lui Dumnezeu este adevărată hrană duhovnicească și ne putem hrăni și trăi cu energia care ni se dă nouă din cuvânt. Din citirea cuvântului, din citirea Sfintei Scripturi. Apoi iarăși l-a ispitit pe Mântuitorul, pentru că ducându-l pe vârful muntelui, i-a arătat întinderea pământului și frumusețea acestuia și a zis, toate ți le voi da ție, dacă tu te vei închina mie. Așa vine și la noi. Mai întâi ne ispitește cu lăcomia, apoi ne ispitește cu dorința de a avea cât mai mult. Și Mântuitorul i-a spus, înapoi a mea, Satano, că este scris numai lui Dumnezeu să te închin și lui să-i slujești, nu ție să mă închin. De multe ori, însă, noi oamenii neputincioși, fără să ne dăm seama, ne lăsăm închinați la cel rău. Apoi l-a ispitit din nou pe Mântuitorul ducându-l pe aripa templului, așa cum îi duce pe mulți din zilele noastre, și i-a spus, aruncă-te jos, căci dacă ești Fiul lui Dumnezeu, va porunci îngerilor să te prindă pe aripi și nu-ți vei zdrobi piciorul tău de piatră, pentru că este scris lucrul acesta în psalm. Dar Mântuitorul i-a zis să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De câte ori nu vine Satana și ispitește pe mulți dintre noi cu sinuciderea? Ori aruncarea de pe templu era tocmai această ispită. A deznădejdii, a descurajării, a sinuciderii. Câți dintre cei de astăzi nu își pun capăt zilelor prin lucrul acesta? Iată că Mântuitorul a depărtat toate ispitele Satanei și apoi de multe ori a vindecat pe cei demonizați, dar diavolul a continuat să-și facă lucrarea lui și și-a făcut lucrarea lui în toate neamurile pământului, inclusiv în neamul nostru, care a primit creștinismul vestit din gura unui apostol, a Sfântului Apostol Andrei, care s-a întărit în credință de-a lungul timpului, dar care a fost de multe ori oropsit de neamurile străine, pe de o parte de turci și de tătari, pe de altă parte de Habsburgi și de alte neamuri și imperii, de cazaci și de alții care au coborât și au intrat polonezi, și au luat fiecare câte o parte de la noi sau ce au putut să ia. Astfel s-a întâmplat în secolul al XVII-lea, XVIII-lea, în anul 1701, când episcopul din Transilvania, Atanasie Anghel, a primit a se uni cu Biserica Romei și împreună cu el grofii și stăpânii pământurilor din Transilvania, rămânând țăranii și crescătorii de animale, fără păstori sufletesc. Păstorii lor au rămas călugării și preoții care le-au apărat drepturile. Și am început cuvântul zicând, cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el
înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Cu toate aceste lucruri, a rânduit Dumnezeu să trimită slujitori, călugări și preoți, dar și oameni din popor care să meargă până la Viena să ceară drepturile creștinilor ortodoxi din Transilvania. Și printre aceștia s-au numărat călugărul Visarion, care a venit din Banatul Sârbesc până la Foltea. S-au numărat și călugării, dacă vrem să-i luăm așa, și de la Sibiel, care au întemeiat prima școală din mărginimea Sibiului, pentru ca în școala aceasta pe care ei o făceau să pregătească viitorii preoți de la sate și cântăreți bisericești, apoi preotul Moise din Sibiel și Ioan din Galeș, țăranul Oprea din Săliște și un alt călugăr din altă săliște, săliștea de Alba, de la Cioara sau Afteia de astăzi, Sfântul Sofronie, care cu multă îndrăzneală au mers prin sate, învățându-i pe oameni să-și păstreze credința nealterată și să-și o apere. Au mers cu jalbe până la Viena și au fost prinși și aruncați în temnița de la Kufstein, bătuți, chinuiți, înfometați, în fel și fel oropsiți, până când și-au găsit sfârșitul acolo. Preotul Moise din Sibiel a fost depus din slujire, n-a mai fost lăsat să slujească și a plecat în Banat, îngrijindu-se de creșterea animalelor, dar în același timp mărturisind prin satele de acolo că Hristos este unul și biserica este una, cea dreaptă, creștină, ortodoxă, și credința nu trebuie să ne o părăsim și să ne o lăsăm. Iubiți credincioși, se apropie momente, vedeți dumneavoastră, din cele ce frământările care sunt în jurul nostru, în neamul nostru, în poporul nostru, se apropie moment în care și noi să mărturisim. Să ne ridicăm și noi glasurile noastre și să-L propovăduim pe Hristos, Cel care nu a venit să înfăptuiască o împărăție în lumea aceasta. Nici noi nu avem de moștenit vreo împărăție în lumea aceasta. Pentru că ne spune Scriptura, nu avem aici cetate stătătoare, ci cetatea voastră este veșnică, pregătită în ceruri. Dar pentru a ajunge la această cetate veșnică, trebuie să ne apărăm credința, trebuie să o predăm nealterată copiilor noștri, urmașilor noștri, nepoților noștri, și astfel ei să mărturisească mai departe, pentru că neamul nostru, dacă a dăinuit în istorie, în fața atâtor cotropitori, a dăinuit datorită credinței și va dăinui datorită credinței. Iar atunci când credința noastră va fi așa de alterată și atât de coruptă încât să nu mai mărturisim pe Dumnezeu, ci să căutăm să ne mărturisim pe noi și să ne facem nouă slavă, atunci Dumnezeu se va mânia asupra noastră și ne va pedepsi. Dar noi nădăjduim în mila lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca El să se întoarcă și să fie viu. Amin.